Alexandru consideră că unele persoane din casa Mireasa se dau cine nu sunt, de fapt, se dau altceva și o joacă așa pentru televizor, că nu sunt asumate, nu sunt naturale. Inițial nu a vrut să spună despre cine este vorba, zicea că este vorba despre o parte dintre fete și o parte dintre băieți. Până la urmă am observat că la capricii reușesc persoanele de acolo să-i descoase pe concurenți și să-i facă să spună ce gândesc. Și a zis Alexandru că nu se ascunde, i-a spus și în față lui Albert. El este unul dintre concurenții care nu sunt naturali. Dați și un exemplu. A fost vorba despre înțepăturile pe care Khaled le face și Albert a fost de acord că sunt înțepături și că nu e ok, iar în live a spus că el le percepe ca pe niște glume. Alte nume nu a dat, dar spunea că este vorba și de alte persoane.